Mă numesc Lungo Antonina, sunt specialist marketing deja de 3 ani. Am 23 de ani, am o vârstă destul de fragedă pentru acest domeniu. Sunt angajată la o companie destul de mare. Istoria mea în marketing a început în carantină, când cumva căutam cu ce să mă ocup acasă și am început să studiez mai aprofundat marketingul. Studiind, paralel am început să activez câte 4 ore la o companie, mergeam, făceam câteva stories, posteri și cu asta mă limitam. Am ajuns la momentul când înțelegeam că eu pot mai mult, iar pentru asta trebuie să cumva să cresc. De aceea am început să-mi caut singură companii, scriam la foarte multe companii, gen sunt specialist marketing, trimiteam portfoliul meu. Că la un moment dat să-mi trimit o cunoscută de mea un anunț simplu pe Facebook, chiar cel mai simplu anunț, că se caută specialist de marketing la companie și îmi spune, uite, încearcă. Și atunci era un moment când aveam 200 de lei în buzunare, adică gen, mai mult nu aveam nimic. Și trebuia să aleg, ori merg la Chișinău să fac interviu, ori nu. Și rămân tot în acea stare. Deci cu 200 de lei m-am pornit la Chișinău. Ajungând la oficiu, cumva am trecut interviu, am răspuns la întrebări, iar la urmă îmi spune, uite, cu 2 ore în urmă ne-am angajat alt specialist marketing. Era puțin așa un moment de șoc, dar îmi spune, dar tu poți să încerci în zona de nord să lucrezi. Și din ziua aceea am început să activez iarăși specialist marketing, câte 4 ore pe zi, după aia am fost angajată în oficiu deja și am devenit marketologul companiei până la urmă și acum activez ca marketolog. Cumva marketingul este mereu în dezvoltare și ca să găsim noi un curs destul de bun, eu am analizat piața marketingului. Am analizat diferiți specialiști, ce produse ei promovează, cum ei însăși se promovează. Și am înțeles că Dumitru Talmazan are o strategie destul de interesantă. Adică nu este șablon, ceva este personalizat. Și deja am început mai aprofundat să-i urmăresc stories-urile, să-i urmăresc chiar de jumătate de an, eu stau și urmăresc toate cursurile care le face tot, ca eu la urmă, după jumătate de an, să procur un curs unde chiar am fost șocată de câte informații au fost în cursul ăla, pentru că prețul era destul de mic, dar informația acolo a fost destul de multă. Eu am făcut cursul Restart Social Media, eu fiind angajată deja cu cunoștințe, cumva am fost șocată cât informația acolo este, pentru că comparând cu alte cursuri care sunt acum pe piață, aici chiar este full. Prețul la curs care l-am procurat este, cum am mai spus, este foarte mic și desigur că banii mi s-a restituit undeva chiar peste câteva săptămâni, pentru că începând cu cursul, studiind deja cursul, eu am început să colaborez cu clienți și deodată, adică gen, mi s-a restituit dublu, chiar și triplu, suma pe care am dat-o pentru acest curs. Iar pentru viitorii studenți, Dumitru Talmazan, vreau să le urez să fie foarte atenți la informația care o primesc, pentru că poți să primești informație foarte multă, dar trebuie să asimilezi corect. De aceea, pe lângă că primiți, dar și asimilați-o și utilizați-o, pentru că informația care vă oferă el este atât de ușoară de înțeles, că păcat să nu o folosești, păcat.